Râmnicu Sărat se bucură de o nouă echipă de fotbal din acest sezon. Este vorba de o premieră la nivelul municipiului, unde a fost înființată pentru prima dată o echipă de fotbal feminin, AC Onyx. Formația care va juca în Liga a doua va evolua împotriva formațiilor Vulpițele Galbene Roman, Atletic Drobeta Turnu Severin, FC Onești, Banat Girls Reșița, Venus Maramureș Baia Mare, Piros Security Arad și Independenta 2 Baia Mare. Trupa râmniceană și-a aflat deja programul oficial pentru turul de campionat al ediției 2016-2017. Pe 25 septembrie, fotbalistele de la Râmnicu Sărat vor debuta la Roman, urmând ca apoi pe 2 octombrie să joace acasă cu Atletic Drobeta Turnu Severin. Pe 23 noiembrie, echipa AC Onyx va disputa un joc în Cupa României pe teren propriu împotriva formației FC Onești.